Răzvan s-a împăcat cu ideea că nu îl poate duce pe Mutu la Budapesta și l-a chemat pe golgheterul Stancu. Tricolorii plâng însă de milă briliantului care are de dat 17 milioane lui Chelsea să câștige la loto. A găsit soluția Codrea. S-a îmbolnăvit, am discutat cu doctorii de acolo, am discutat cu antrenorul lor și am considerat că este mai corect să fie lăsat la cantonamentul pe care îl are Fiorentina. Adi Mutu este răcit, are febră, 40 de grade și nu va juca săptămâna viitoare în amicalul cu Ungaria. Răzvan Lucescu l-a chemat pe Bogdan Stancu în locul lui. Motanul stelist a dat 2 goluri în Scoția cu Motherwell. Eu sper că, eu știu, cine va juca în locul lui să o facă cât mai bine. Nu va putea să o facă la fel de bine cum o făcea Adrian. Trebuie să ne descurcăm și fără el și, cum am spus și mai devreme, mergem acolo să câștigăm meciul. Amenda record primită de Mutu este subiectul de discuție numărul 1 în cantonamentul naționalei. 17 milioane de euro trebuie să plătească briliantul celor de la Chelsea. E o sumă destul de mare. Trebuie să aibă mult noroc să câștige la lot. Cred că este o problemă care îl frământă pe el și unde noi nu putem să intervenim, decât cu o vorbă și cu un sfat.